Elevii s-au reîntors astăzi la școală. Cel mai serios se vor apuca de învățat cei de clasele a doua, a patra și a șasea. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Educației a publicat un ordin cu calendarul examenelor. Potrivit acestuia, primele testări vor avea loc la finalul lunii mai la clasa a șasea. Practic, pentru elevii de clasa a șasea, pe data de 23 mai 2016 va fi proba de limbă și comunicare, iar pe 24 mai 2016 proba de matematică și științele naturii. În următoarea săptămână este programată evaluarea competențelor dobândite de elevii clasei a patra. Testările urmând să aibă loc pe 30 mai la limba română și pe 31 mai la matematică. Ultimii care vor fi examinați sunt elevii din clasele a doua. La acest nivel va avea loc și singura testare, care include 3 probe, programate în 3 zile diferite. Astfel, pe 6 și 7 iunie vor avea loc probele la limba română, scris, respectiv citit, iar pe 8 iunie este programată proba la matematică. Pe de o parte, se evaluează competențele fundamentale dobândite în ciclu primar la sfârșitul clasei a patra, pentru cei de clasa a patra, evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a doua, pentru cei de clasa a doua, și la finalul clasei a șasea, la fel, evaluarea unor competențe fundamentale la limbă și comunicare, respectiv matematică și științele naturii. Nu au apărut schimbări în organizarea evaluărilor naționale. Ca și în anii trecuți, testările se vor derula pe baza unor subiecte cu nivel mediu de dificultate, fiind elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Față de testările obișnuite, acestea au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale. Conform metodologiei, notele la aceste evaluări nu sunt trecute în catalog și nu sunt făcute publice, ele fiind doar punctul de pornire pentru cadre didactice și părinți în stabilirea viitorului mod de lucru pentru îmbunătățirea rezultatelor fiecărui elev în parte.